Au trecut 2 zile de la Ziua Națională a României. În viziunea noastră, a social-democraților, este regretabil ca președintele României să nu participe la ziua cea mai importantă a poporului român, a națiunii române. Pur și simplu s-a schimbat prin acea deplasare la OSCE și după ce a făcut această eschivă meschină, a translatat competența și a încălcat prevederile constituționale, translatând această competență către acel mic tiran. Dacă nu știți cine este, este Emil Boc. A rămas același activist, habar nu are ce cu el, și încă o dată vă spun că habar nu are ce cu el, a înglodat țara în datorii și voi face trimitere foarte directă și foarte clară, dumneavoastră cu toate că este cadru didactic la Universitatea în Cluj-Napoca, habar nu are ce înseamnă Constituția României. În primul rând, dumnealui este șeful executivului și în momentul când a îndatorat România cu circa 20 de miliarde de euro, nu avea această competență să semneze acest împrumut până nu avea aprobarea Parlamentului României. Știți foarte bine, acum se încearcă un nou împrumut de circa 7 miliarde de lei. De euro, mă scuzați, de 7 miliarde de euro și înglodăm România din nou în datorii. La aceste reacții neferești vin cu următoarea propunere și fac apel către toți cetățenii români, toți agenți economici români, la o măsură extremă, să veniți și din cealaltă parte cu măsură extremă, ca să transfere toate depozitele bancare care însumează la nivel de România circa 65 miliarde de euro, să transfere toate depozitele bancare într-o bancă românească și respectiv la CEC. Este bancă românească cu capital românesc. Acționarul la CEC este Ministerul de Finanțe. De ce? Datorită faptului că ați remarcat că băncile românești cu capital străin, pur și simplu își bat joc de cetățenii acestei țări. Și datorită faptului că guvernul, cât și Banca Națională a României, prin Mugur Isărescu, nu iau nicio măsură și sunt complici la ceea ce se întâmplă în România, vin cu această propunere și vă rog frumos să o dați și dumneavoastră publicității, să o faceți cunoscut, să veniți și noi cu această decizie. Și să vedem atunci ce se întâmplă cu băncile din România. Atât timp cât noi nu mai avem guvern în această țară. Și de ce vă spun că nu mai avem guvern? Cum se poate ca Marco Bello, care este viceprim-ministru al guvernului, să nu meargă să depună nicio coroană de păr? Cum se poate ca UDMR-ul, care este la guvernare, să nu aibă o atitudine, fiindcă este și ziua națională a lor, fiindcă sunt cetățeni români? Nu sunt cetățenii ai Ungariei, sunt cetățeni români. Dar translatând aceste încălcări de legislație la nivel de județul Botoșani, remarcăm că lupul moralist încearcă să schimbe culoarea. În ce sens? Din culoarea portocalie încearcă să devină verde norat. Crede că prostește cetățenii acestei țări. Aceeași acuzație și de foarte multe ori de aici din județul Botoșani face trimitere numai către cuplul Băsescu și Boc, dar uităm că acest cuplu nu ar fi ajuns la putere dacă nu aveau susținere la nivel de județul Botoșani, la nivel de municipiul Botoșani, la nivel de orașe și comune din județul Botoșani. Răul poate mult mai mare este aici, fiindcă celălalt se schivează acum. Și avem deja informație că băieții aceștia care schimbă culoarea deja se pregătesc pentru alegerile locale pentru 2012. Și vin cu bani, stimați colegi. Cu bani. Și de aceea fac apel la cetățenii acestui județ să ia banii, că banii sunt nemunciți. Dar să voteze oameni care cred că sunt cei mai buni, care vin cu soluții realiste și competente, cum de altfel acum și colegii noștri au prezentat,
Fiindcă ajungem exact ca și în Romanul Disculț. Să nu uiți dare, să nu uitați că peste un an sau doi ani în ritmul acesta vor fi puse căruși și bot de țelagură.